Neața lume, știți cum stă treaba, a intrat, bagă like și dacă nu ești abonat, abonează-te, nu mai fi neam cu Orochimaru. Astăzi vorbim despre niște chestii, despre care niște chestii, despre chestii, cu s-a întâmplat extorsiunea unui spațiu, despre niște chestii spuse de Hakatsuki care, pă, cam make sense. Diferențele de motivație ale membrilor Hakatsuki fac parte din ceea ce îi face să fie antagoniști atrăgători și simpatici în seria Naruto. Introducerea lui Hakatsuki de către Masashi Kishimoto în Naruto a dus seria la noi culmi. Cool de departe cea mai faină organizație de vilani. Akatsuki rămâne una dintre cele mai interesante organizații din anime, fiecare membru este distinct și memorabil, dar în ciuda faptului că se află în același grup ticălos, membrii săi nu împărtășesc aceleași obiective, dar era fiecare cu motivul lui, dar cumva se înțelegeau că voiau să vâneze bestile cu coadă. Fiecare trăiește după propriile coduri morale și credințe, dar coexistă pentru că toți lucrează spre un obiectiv comun, capturarea fiarelor cu coadă. Diferențele lor de motivație fac parte din ceea ce îi face antagoniști captivanți, cu toate acestea, pentru că sunt diferiți, își aduc amăgirile și greșelile. Credința lui Conan în Naruto a fost bine plasată. După ce Nagato s-a sacrificat pentru a reînvia cetățenii din Konoha, Conan părăsește Akatsuki. Ea încredițează visul pentru pace pe care l-a împărtășit cu Nagato și Ahiko lui Naruto și decide să creadă în el, Ulterior, confruntată de Obito, Conan afirmă că să părăsească organizația a fost alegerea corectă, deoarece lumina lui Naruto era mai strălucitoare decât întunericul lui Obito. Ea îi spune că Naruto va uni lumea și nobi și va aduce pacea și datorită puterii și carismei sale, Naruto chiar stabilește pacea. Naruto chiar face pacea și noi în Boruto, bă, da unde-s lea, la Blanau? Păi nu v-ați uitat 700 de episoade ca să ajung Hokage și să fac pace? A, da. <laughs> Kisame avea dreptate cu privire la pericolele minciunii. Omul ăla era mare hater pe minciună. În timp ce slujea sub Fuguki de la cei șapte spada ai ceții, Kisame scortează o echipă de ninjalăi din satul ascuns în treceață, Koroha îi pândește, iar Kisame ucide întreaga echipă pentru a preveni o scurgere de informații. Apoi Kisame se întoarce pentru a afla că, de fapt, Fuguki a trimis echipa pentru că dorea o scurgere de informații. Kisame îl elimină, dar își părăsește satul pentru a scăpa dintr-un sat care se ascunde în spatele minciunilor. Ura sa față de minciune este justificată, deoarece minciunile duc doar la mai multă înșelăciune și neîncredere. Durerea poate face o persoană mai puternică. Oamenii care depășesc obstacolele și greutățile în viață, supraviețuirea unei situații traumatice poate ajuta o persoană să devină mai puternică mental. Această abilitate de a depăși tragedia îi permite unei persoane să se adapteze și să învețe din circunstanțe nefericite. Nagato însuși exemplifică această capacitate de a deveni mai puternic. Credința sa că înțelegerea durerii și durerea ajută o persoană să crească cu adevărat. Experiența lui Nagato cu adevărată durere îi permite să devină unul dintre cele mai puternice personaje din Naruto. Pacea mondială este dificil de realizat, pentru că, na, pacea mondială pare a fi un scop foarte înalt, imposibil în orice context. În lumea ninja este foarte departe de a fi realizată. Patru războaie mondiale au loc în timpul seriei Naruto, de generații, satele ascunse s-au opus. Natura însăși a unui shinobi este violența și fără ea rolul unui ninja este inutil. După 700 de episoade, Naruto își atinge visul de a deveni Hokage și unește lumea Shinobi. Cu toate acestea, după cum știm noi care ne uităm la Boruto, pacea nu durează. Deși nu mai sunt războaiele la Blanao, pacea nu durează. Iar ultimul lucru cu care, despre care au avut dreptate Hakatsuki ăștia, războiul duce întotdeauna la suferință. Războiul aduce tragedie, luptele dintre clanurile Uchiha și Senju apar din cauza războiului. Nagato a urmărit cum ninja își ucideau părinții în ciuda statutului lor de civil și se întâlnește cu colegii orfani Conan și Ahiko în timpul celui de-al treilea război mondial Shinobi. Sacrificiul inițial al lui Obito are loc în timp ce o salvează pe în același război. Cei trei lideri ai lui Akatsuki, Madara, Obito și Nagato își îndeplinesc planurile deoarece războiul le-a distrus viața. Bă, make sense. <laughs> Cam atât cu clipul ăsta, dacă aveți ceva teorii din astea foarte dubioase, conspiraționale despre Naruto, o să mi le lăsați în comentarii, căci nu știi când mă prinde una și fac mare clip despre ea. Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună, like, share, subscribe, bă, like-urile sunt foarte importante, am mai zis asta și o să vă zic, dacă fiecare om care s-ar uita ar și da like, am fi în trending, am fi la tendință acolo lângă Costel Biju. Până data viitoare, ne audem!